Dacă înainte de 15 martie turismul de afaceri era în continuă dezvoltare, după această dată companiile și-au mutat întâlnirile în mediul online. Acest lucru a dus la stoparea oricărei călătorii înspre și dinspre Timișoara. Președintele Horetim, Corina Macri, a explicat ce se întâmplă în această ramură a turismului într-un interviu acordat pentru emisiunea Student în Timișoara. Turismul de business a fost cel mai afectat, pentru că în Timișoara toate marile companii și-au încetat activitatea, după cum bine știți, sau lucrează tot așa în sistem extrem de redus. De asemenea, în această perioadă toți au descoperit sistemul de conferințe, meeting online și clar nu vor mai reveni curând la acele întâlniri corporate care se întâmplau până acum. Deci sistemul aici este cea mai mare problemă a noastră, pentru că noi ne sprijineam foarte mult pe industria de business și deocamdată toată lumea își caută noi soluții, în special financiare, de a reveni la normalitate. În același timp, este foarte greu de menționat când se va reporni acest segment al turismului. Totul depinde de cât de rapid ne vom reveni din pandemia generată de coronavirus. E foarte greu de spus, pentru că nu trăim o perioadă predictibilă, nu știm. Suntem într-o situație pe care n-am mai trăit-o. Și normal ar fi, în teorie, să înceapă undeva în toamnă, când toată lumea și-ar începe activitățile de business în plin. Problema e că, din discuții, din statistici, se preconizează un nou val în toamnă. Și atunci, dacă și acest moment îl vom pierde, clar, putem discuta de primăvara anului 2021. Dar nu e nimic sigur, repet. O analiză a companiei Go Travel specializată pe zona de turism corporate arată că în 2019 cei mai mulți turiști de business au fost înregistrați în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Iași.